Creație adevărată. Da. Asta e singurul lucru care putea să-l facem. În rest, instanța își face treaba, bine sau rău. Acum să nu spunem că toată justiția din România merge foarte bine. Putem vorbi de cazuri minore în care, să spunem, complete diferite, dau rezoluții diferite. Total diferite. Dar, cum să vă spun, justiția așa cum merge ea, mai bine, mai prost, mai... Nu trebuie să interferăm, că dacă ajungem să interferăm cu justiția, să apucăm... Eu, în particular, ca și dumneavoastră, între colegi, discutăm și cazul domnului Becale și altul. Dar nu pot să vin la televizor să spun nimic din ceea ce cred eu că e bine sau că e rău. Pentru că atunci, efectiv, ar însemna că mă amestec în justiție și așa cum șchioapătă și încearcă să devină cât mai puternică, mai punem și noi niște bețe în roțile ei să le facem să funcționeze și mai prost. Eu cred că din dezbaterile publice, singurul lucru bun din dezbaterile acestea publice este că magistrații, să spunem, sunt și ei oameni, se uită la televizor și atunci probabil că vor judeca cu mult mai multă grijă și profesionalism anumite cazuri, ținând cont și de încărcătura extrem de mare din instanțe. Eu sper că aceste... Dumnezeu, ca magistrații se uită la televizor să judece pe televizor. Nu, vorbeam. Ferească Dumnezeu. Stați puțin, instanța nu se face și n-am afirmat lucrul ăsta. Da, vreau să spun că în momentul în care apare această grabă a magistratului, dar nu se uită pe toate, zic și eu, poate pe toate documentele. Care atunci, este legătura cu televizorul? Pentru că aici toată lumea blamează ceea ce se face, această justiție la televizor, justiție. Păi nu-i bine să o facem justiție la televizor. De asta eu nu mă exprim asupra cazului domnul Becali sub nicio formă. Știți că multă lume, bun, și pe aici, pe holurile Parlamentului, și mă refer la parlamentari, spuneau, domnule, dacă nu erați voi presa care toată ziua să vorbiți de Gigi Becali, dacă nu erau susținătorii lui Gigi Becali care s-au dus în fața tribunalului, ar fi fost liber Gigi Becali? Nu știu. Sincer, nu știu. Nu știu dacă a avut vreo legătură și nu cred că a avut vreo legătură. Sunt multe discuții aici în Parlamentul României. Adică eu chiar cred că judecătorii au analizat niște probe din dosar. Că inițial s-a spus una, după aia au apărut că sunt mai multe probe decât se vorbea la televizor. Chiar nu știu nimic. Au fost două complete diferite care au judecat. Eu zic că acest proces va merge repede în instanță, se va termina cercetarea asta prealabilă mult mai repede, bănuiesc, și vom vedea adevărul. Și pentru că vorbeam noi, Becali, agent electoral, o ultimă întrebare, domnule Nicolescu, cine câștigă de pe urma acestui scandal cu Gigi Becali? Pentru că nu vedem, avocații deja au prins firul, invocă această campanie electorală spre alegerile europarlamentare. Ajung să spună Becali ar trebui să fie liber pentru că ar trebui să candideze, ca urmare ar trebui să facă o campanie electorală în stradă și așa mai departe. Întrebarea noastră poate fi un răspuns. Și anume că se urmărește să se scoată maxim de profit electoral dintr-o asemenea situație, aș considera o neplăcută și chiar tristă. Bun, pentru viața unui om. Treaba, nu, pentru viața unui om. Pentru că eu cred că oricine ar fi în situația lui Becali n-ar fi fericit să stea în arest și să nu știe ce se întâmplă. Sigur, poate că dacă știi că ești curat, ești cinstit, că n-ai nicio problemă, aștepți până la urmă cu încredere ca justiția să-ți dea dreptate. Chiar dacă treci printr-o perioadă grea. Dacă știi că poate ai anumite pete în dosar, tău, atunci s-ar putea să nu stai chiar liniștit și să ai mare îngrijorare ce ți se poate întâmpla. Că poate te arestează, poate nu te arestează, poate îți dă cu suspendare, nu știu ce se poate întâmpla. Dar uitați-vă și dumneavoastră că din toată această situație tragică pentru viața unui om se trage profit electoral. Lucru care eu nu sunt de acord. Domnule, spune. Eu nu știu cine trage profit electoral, cred că singurul ar fi domnul Vadim Tudor. Știți, oameni din apropierea lui Gigi Becali spun că, domne, prin atacarea la adresa lui Gigi Becali, ținta ar fi tot Traian Băsescu, deși tot căutăm legături, dar nu le vedem. Din nou, ce ar putea câștiga președintele din victimizarea domnului Becali și introducerea lângă Vadim Tudor într-o campanie electorală? Chiar nu înțeleg. Și nu știu dacă există cineva care ar putea de bună credință să mai găsească și aici un fir prin care președintele a câștigat ceva. Primul rând, președintele nu candidează la aceste alegeri europarlamentare. În al doilea rând, de câte știu eu, domnul Vadim Tudor a venit cu această propunere când domnul Becali era arestat, deci nu era un posibil candidat. Din contră, probabil s-a găsit și această măsură de a încerca să influențeze justiția, spunând, domnule, uite, brusc omul care a fost anchetat și adus în arest preventiv, este deodată candidat. Scenarii pot fi multe. În niciun caz, unii nu sunt naivi și nici nu sunt străini de această situație. Ideea că Gigi Becali din arest ar putea deveni european parlamentar, a ajuns și până la Bruxelles. Sunt foarte mulți europarlamentari români, dar și din alte state, care se întreabă ce se va întâmpla dacă Gigi Becali va fi ales, dacă va intra pe liste, dacă va fi ales de români. Adrian Severin, cel care conduce lista Partidului Social Democrat pentru europarlamentare, este acum în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua, domnule Severin, sunteți și europarlamentar în acest moment. Ne auziți? Sunt.
foarte bine sunt și în acest moment am chiar câteva probleme foarte delicate de gestionat, astfel încât problema, cel puțin pentru moment, a domnului Becali este ultima la care mă gândesc. Însă, într-o anumită perspectivă, desigur că ea este preocupantă și eu sper că dumneavoastră veți face cele necesare pentru a le da posibilitatea românilor să știe ce fac atunci când eventual vor vota lista pe care domnul Becali este candidat. Dar ce se va întâmpla concret? Iată ce se va întâmpla concret. De pildă, unul dintre lucrurile cele mai simple și mai clare care se va întâmpla va fi că Parlamentul European va trebui să ia în discuție ridicarea imunității parlamentare a domnului Becali pentru a se permite instanțelor românești să-și ducă mai departe anchetele, judecata și așa mai departe. Deci vom avea parte de un râs general în acest Parlament și în aceste instituții europene, care la ora actuală nu sunt chiar entuziasmate, ca să zic așa, sau îndrăgostite de România. Dacă le dăm asemenea argumente, vom fi, cum se zice, de râsul lumii. Și cred că orice român înțelege treaba asta. Nu știu însă dacă orice român nu vrea să fie batjocura Europei. Dacă vrea, să voteze liniștit pe domnul Becali și poate fi sigur că se va râde de noi în modul cel mai teribil cu putință. Mai sunt și alte consecințe. Domnul Becali nu se poate asocia ca și lista decât la grupul parlamentar al scepticilor europeni. Acest grup, așa cum a fost și rândul trecut, este izolat în Parlamentul European, deci toți ceilalți parlamentari vor refuza orice fel de drepturi alocate grupului respectiv. S-a mai întâmplat asta, se va întâmpla în continuare. Și deci irosim niște voturi, pentru că în loc să avem aici parlamentari care promovează viziunea românilor despre Europa, ei vor avea niște parlamentari care pur și simplu vor rămâne la bufetul Parlamentului, la cofetăria Parlamentului, pentru că în sală nu vor avea aproape nimic de făcut. Deci, decât eventual scandal, ceea ce pentru că asta fac și aceasta va crea și mai mult dispreț față de România prin intermediul parlamentar respectiv. Dacă cineva vrea să voteze Partidul România Mare, o poate face în România. Partidele acestea pot eventual să facă parte din peisajul local cu specificul lui. În momentul în care îi trimiți în Europa, nu fac decât aducă la ridicol propria țară, ei înșiși să desfășoare activitate inutilă, aici suntem pentru a construi Europa și nu pentru altceva, și negreșit că aceasta se reflectă negativ în modul în care țara care îi trimite este tratată în Uniunea Europeană. Deci e simplu, foarte simplu, aritmetic aproape. Totul este ca cetățenii să știe ce fac. Dacă vor să se amuze votându-l pe domnul Becali, să știe că își bat joc de ei în primul rând. Se amuză pe socoteala lor, își fură căciula din cap. Mulțumesc că a fost în direct de la Bruxelles domnul Adrian Severin, europarlamentar al Partidului Social Democrat. Din păcate, indiferent de ce gândesc unii sau alții, românii sunt cei care vor decide dacă doresc Partidul România Mare, dacă doresc să-l voteze pe Gigi Becali și dacă doresc ca Gigi Becali să meargă spre Parlamentul European. Așa este legea și trebuie să o respectăm ca atare. Domnul Nicolaescu, iată, între timp doar să anunțăm, vedem că domnul Dumitru Dragomir, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, va fi audiat în cazul Penescu, sursa este gsp.ro. Vă rog, domnule Nicolaescu, foarte scurt, Becali în Parlamentul European, ce ne facem? Nu cred că e treaba mea să comentez asta. Fiecare cetățean e liber să candideze, poate fi ales dacă cetățenii au încredere în el. Sigur, dacă vreți ca părere personală de data aceasta ca cetățean, eu nu l-aș vota pe Becali pentru că nu mă reprezintă. Și probabil că sunt mulți alți români pe care Becali nu-i reprezintă. Dar sunt și români care cred în Becali, care sunt atrași de modul în care se comportă Becali. Până la urmă, suntem într-o democrație. Fiecare este liber să facă ceea ce crede de cuvință în limita legii. Și atunci, cum luăm aceste comentarii ale domnului Severin? Că ne-am face de râs dacă vrem să-l votăm în România, pentru că dacă s-ar duce. Da, e o vorbă, e o vorbă. E loc sub soare pentru fiecare. Bine, eu să spunem să mai aproape de comentariul domnului Severin decât de sintagma domnului Nicolaescu. Eu cred că ne-am face de râs. Acum, eu nu sunt foarte speriat de candidatura domnului Becali pe care o a